Bună seara și bine ați venit la o seară de suflet, o seară care ne va încânta în mod sigur văzul. Casa Municipală de Cultură Mihai Sadoveanu din Pașcani vă propune în această seară să vernisăm împreună o expoziție pe care am gândit-o să fie pentru Luna Iubirii, dar și pentru luna primăverii, luna în care sărbătorim femeia. De această dată ne bucurăm de prezența pictorului romașcan, Mihai Olteanu, un pictor, aș putea spune eu, prolific, vedem după numeroasele lucrări care le avem expuse aici, sunt aproximativ 90 de tablouri. Și pentru a intra mai mult în această atmosferă, a ne prezenta expoziția, am să-l rog pe profesorul Petru Păduraru să ne spună câteva cuvinte legate despre ea. Bună seara! Pentru început vreau să vă mulțumesc că ați binevenit să fiți prezenți la această manifestare. Trebuie să recunoaștem, este una atipică pentru, sau a fost atipică pentru Pașcani în ultima perioadă cu ajutorul Casei de Cultură. Aceste manifestări devin o obișnuință. Și cel puțin pentru mine, atât ca și profesor, cât și ca artist, mă bucură nespus. Mă aflu aici în situația, în ipostază, într-o triplă ipostază, de fapt, la prezența mea la vernisaj este odată ca și profesor de educație plastică, ca și coleg, îmi permit, al domnului Mihai Olteanu, dar și ca și simplu vizitator. Și trebuie să parcurg sau să vorbesc din cele trei perspective. În primul rând, ca și profesor, mă adresez în primul rând elevilor, vernisajul este acea interacțiune al publicului cu producția artistică a unui artist sau a unor artiști. De obicei are loc într-un spațiu dedicat, așa cum este galeria, unde publicul ia contact atât cu, și în primul rând, cu lucrările de artă, cât și cu artiștii și cu critica de artă. Ca și artist, remarc volumul mare de lucrări care
sunt specifice, așa cum spunea foarte bine doamna director, și se potrivesc de minune perioadei în care suntem, adică martie, primăvară, la fel și tematica abordată. Încerc să nu vorbesc foarte mult despre tehnică, dar este în primul rând, temele abordate sunt naturile statice și portretele, într-o tehnică impasto, adică pasta pusă pe suport cu ajutorul unor instrumente care se numesc cuțite de paletă. Pensionul este foarte rar, am remarcat, foarte rar folosit. Contrastele cromatice și sper ca elevii mei încă să nu le mai cunoască, sunt destul de puternice, culorile sunt vii, strălucitoare. Iar ca lector, ca un privitor de rând, pe lângă bogăția cromatică și tematică, remarc un univers poetic ușor nostalgic în lucrările pictorului de față. Vă spuneam și în special elevilor mei, într-o operă de artă este posibilă îmbinarea a două stări diferite sau unor termeni opuși, a unor antonimi. De exemplu, viață, moarte, bucurie, tristețe. Cam așa este și cazul de față. În lucrările, chiar dacă cromatica este una strălucitoare, una frumoasă din punct de vedere vizual, totuși semantica, adică ceea ce vă transmite lucrarea, este ușor nostalgică, dar nu o nostalgie tragică, ci o nostalgie plăcută. Cam asta în mare. Consider că lucrările sunt cele care trebuie să vorbească mai mult decât în cei de față și fiecare să se bucure de ceea ce au în față, pentru că până la urma urmei ăsta este sau unul dintre cele scopurile principale ale unei opere de artă este să fie privită și privită în intimitate. Cam atât. Vă mulțumesc încă o dată. Domnul Olteanu mă rugase de la bun început că ar dori să nu vorbească. Este adevărat, lucrările vorbesc în locul dumnealui, dar pentru că se află pentru prima dată la Pașcani, consider că totuși ar trebui câteva cuvinte să ne spună și dumnealui. Asta se rezolvă. În primul rând, bună seara! Vă mulțumesc foarte mult tuturor celor prezenți. Mulțumesc doamnei directoare pentru invitația care mi-a făcut-o să mă pot adresa
publicului din Pașcani cu ceea ce fac, ceea ce mă reprezintă pe mine. Mulțumesc foarte mult confratelui Petre. Mi-a făcut o mare plăcere să ne cunoaștem. Până acum n-am reușit asta, dar promit să nu se mai întâmple. Țin să mulțumesc foarte mult și celor care m-au însoțit de departe, care au ajuns până aici, în afară de publicul din Pașcani, și sper să vă încânt cu ceea ce vedeți pe pereți. De obicei, într-adevăr, evit să vorbesc foarte mult despre lucrările mele. Consider că ceea ce am avut de spus, am reușit să spun prin ceea ce vedeți în expoziția de față. Dacă nu am reușit asta, promit să continui și o să încercăm și o a doua variantă. Dacă voi fi bine primit, oricând, cu mare drag. Bineînțeles, dacă lansarea a fost făcută, provocarea, mai bine zis, o să vă mai așteptăm la Pașcani. Mă bucur că astăzi sunt din nou mulți tineri prezenți la acest vernisaj și consider că acest lucru este bun pentru noi, pentru pășcăneni, pentru că încercați, copiii, să vă obișnuiți cu pictura, cu frumosul. Mă bucur că sunteți și astăzi alături de noi. Să-l parafrazez tot pe domnul Olteanu. A zis că vorba lungă, sărăcia omului. Să încercăm cât mai scurt, pentru că lucrările, într-adevăr, vorbesc în locul lui. Vă invit încă o dată să vedeți expoziția și aș dori să punctez faptul că ea va rămâne în continuare la Pașcani până la sfârșitul lunii martie. De asemenea, trebuie să punctez faptul că este o expoziție cu vânzare. Deci dacă cineva își dorește una din lucrări, poate lua legătura cu autorul. Mulțumesc! Păi câte teme ce sunt pictură? Mari și mate. Există natura statică, da? Există portretul, există peisajul. Sunt genuri mari, fiecare cu subdiviziune. Natura statică pot fi doar flori, neapărat și alte obiecte. Portretul poate fi compoziție. Peisajul care poate fi peisaj. A, poate fi din primăvară, de vară, de toamnă și de iarnă. Și mai poate fi din imaginație, mai poate fi după aia pe latura psihologică. Nebun, ghiliu, verde, roz. Deci cam astea sunt tematicile bază în ceea ce privește pictura în ulei. Când lucrăm în grafică, acolo putem... La modul ăsta de abordare, vorbesc de tratarea figurativă a subiectelor. În momentul în care începi să faci compoziții simbolistice, poți să mergi pe figurativ, poți să mergi pe cubism, asta este mod de abordare. Dar dacă te referi la partea figurativă, astea sunt punctele de plecare chiar și pentru cei care abordează alte stiluri.